De aproximativ jumătate de an de zile, lucrările la noua clădire a Spitalului Orășenesc Vișeu de Sus au fost finalizate, însă unitatea nu a putut fi inaugurată din diverse motive birocratice. În data de 1 noiembrie a fost realizată și recepția spitalului și, potrivit conducerii instituției, acum mai trebuie obținute avizele din partea ISU, iar apoi va urma mutarea celor mai multe secții medicale în casa nouă. Suntem în fază de autorizare ISU, legislația dânșilor, spune așa, spune minim 30 zile, dar nu va dura atâta. Nu, cereți un teren, oricum suntem foarte, 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 foarte aproape. Am trecut de recepție, am trecut de tot. Spitalul din Vișeu este unul pavilionar, iar o parte din secții vor rămâne încă în clădirile din curtea spitalului. Cu toate acestea, cele mai multe specialități vor fi mutate în noua construcție, iar economiile la utilități în această iarnă vor fi considerabile, spune managerul instituției. Și economie substanțială, vă dați seama că noi renunțăm la un canal termic învechit. Și perimat fizic și practic, vă dați seama ce înseamnă un canal termic cu țevi de, nu știu, 30, poate 40 ani prin curte. Avem o parte dintre pavilioane care au central termică proprie. Aici, în timp, am renunțat la acel canal termic și aici este în regulă încălzirea. O parte din aceste pavilioane, este adevărat, vor rămâne funcționale, iar cealaltă parte, deci, de care vorbesc și unde avem canal termic și unde nu există centrale proprii, alea vor fi dezafectate. Odată ce spitalul reabilitat din Vișeu de Sus va fi deschis și serviciile medicale oferite aici vor fi mai variate. Printre altele, aici va funcționa o maternitate care este mai mult decât necesară în zonă și care va scuti multe gravide de drumurile la Baia Mare sau în județele învecinate.